Hai, salut! După cum v-am promis, am revenit cu o tactică nouă. Trebuie să fiți atenți aici la cum o să vă explic. Să luăm meciul acesta din Turcia. Vedeți, o terminat 3 la 2. Noi ce trebuie să facem? Faceți așa cum, am, cum vedeți aici la mine. Deschideți calculatorul de două ori. Și pe noi ne interesează să adunăm prima oară cotele de la gaz de X și pentru oaspeți. Și facem așa, 2,84 plus 3,05 plus 1,91, rezultat 7,8. Asta înseamnă 7,80. Înseamnă asta, rezultă 7,80. Acum noi ce facem cu 7,80? Venim aici, la partea cu scor corect la 2, 2 da? Vedeți că la 2 2 avem cotă de 11 25 și facem 11,25 împărțit la 7,8, da? Și rezultatul 1,44. Asta asta ne interesează pe noi numai primele 3 din față, da? 1,44. Unul le excludem și atunci noi o să ținem cont de 44. Ama noi ne uităm să vedem cei cu 44 în cotă la sfârșit. Punem așa punct 44 și ne uităm. Uitați-vă aici, în primul rând, nu trebuie să jucați fix cum va arată el. Odată ne a arătat punct 44, oaspeții câștigă și peste 3,5 goluri în meci. Acum nu au câștigat oaspeții, ori bătut cei de acasă, 3 la 2, da? Avem 44. Ia uitați-vă. Acum noi, dacă vedem că ne a arătat așa, am fi putut să luăm, de exemplu, 3 plus în meci, e mai ușor, nu trebuie să te duci neapărat la 4 plus, da? Ia uitați-vă, vedeți? E bine să avem, uite, cum avem și aici, un 4 în capăt, uite, și la peste 4,5 goluri în meci. Vedeți, e simplu. Și vineai și îl jucai, așa cum, cum v-am spus. E foarte simplu, nu e greu deloc. Da, deci după, după punct trebuie ca să aveți 4-le. Sau 44. Mai te uiți să vezi. Cam acolo ne-a arătat. Ați văzut? Ne-a arătat la peste 3,5 goluri. Eu jucai 3+. Plus. Hai să vă mai arăt încă un exemplu. Venim tot la un meci din Turcia și facem așa. 4,44. Pardon. 4,44 plus 3,24 plus 1,50. Da? Egal 9 și 18. Venim la partea cu scor corect. Ne uităm la 2,2 și facem așa. 15,05 împărțit la 9,18. O rezultat noi putem să ne uităm dacă avem și cota de 1.63. Vedeți? O avem aici o 1.63. Asta ce înseamnă? La 1.63. Ia uitați-vă aici. Bine, pe noi ne interesează, după cum v-am spus, cei după virgulă, 63 avem, da? Vedeți, avem 63 aici, ne arată în prima repriză oaspeții să marcheze. Noi avem și fix, avem și cota respectivă 1.63. Mai trebuie să vezi unde, 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 mai ai 63. Mai ai undeva. 63. O dată e aici. Uite, o dată ți-l arătat și la 1-0 posibil pentru cei de acasă. Mm. Meciul ăsta ar fi fost așa cam de evitat. Dacă l-a arătat 1-0. Vedeți, e bine să găsiți măcar, vă analizați un meci să vă arate, uh, cum să vă spun eu, de exemplu, cum ați văzut, cum a arătat la meciul ăla alt, și peste 3,5 și peste 4,5, dacă vă arată de 2-3 ori de exemplu, la un meci, gazdele se câștige și patru goluri în meci, după aia iară, gazdele se câștige și 5 goluri sau gazdele, se câștige, sau gazdele se marcheze 2 goluri, dacă, aveți, dacă vedeți că aveți uh, ce e aici din rezultat, dacă se regăsește acolo. Și acum încă ceva care e cel mai important, puteți să vă faceți bilete, uh, mă refer cu o oră, două înainte să înceapă meciul, dar cel mai bine ar fi să vă analizați cu 10 minute înainte să înceapă și încerca să evitați meciurile unde se să, unde să schimbă cotele foarte des, da? Deci evitați meciurile alea. Deci eu zic că e o tactică foarte bună, asta o să vă convingeți voi pe parcurs, faceți-vă bilete și o să vedeți că nu o să fiți dezamăgiți de tactica asta. E o tactică, părerea mea, 90-95%. Îmi trimiteți voi pe WhatsApp rezultatele după cu ajutorul acestei tactici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, să dați aici o apreciere pe telegram la clipul acesta. Până dată viitoare, numai bine și multă sănătate!